dintr-o familie de oameni foarte simpli, ceea ce nu este o rușine. Când am început școala, așa am realizat cam cât eram de săraci, pentru că se vindeau lucruri la bucată. Adică puteai să te duci să cumperi un triunghi de brânză. A fost o perioadă din asta în care orice se vindea. Pâinea, puteai să cumperi un sfert de pâine. Și mama făcea în așa fel, chiar dacă ea era pensionată pe caz de boală, ea fiind foarte tânără, făcea în așa fel încât să mănânc și eu ce mâncau ceilalți copii, dar într-o cantitate mai mică. Și nu simțeam că îmi lipsește ceva. Dar când am crescut și acum când îmi dau seama de fapt că, nu știu, o cutie de brânză topită, că aia îmi plăcea mie atunci, costă 8 lei sau 7 lei sau cât costă ea, îmi dau seama că ea îmi cumpăra un triunghi. Adică își drămuia fiecare bănuț ca eu să pot să nu simt că nu am cum au alții. Momentul în care am pierdut-o pe mama la 12 ani a fost groaznic. Nu mi este ușor să mă gândesc la el, pentru că deși am stat lângă ea doar 12 ani din existența mea și în acest moment, când am deja 37 de ani, în momentele în care mi-e greu, în momentele în care simt că cedez sau simt că, nu știu, că am nevoie de o figură foarte cunoscută lângă mine, gândul mă duce tot către ea. E o legătură atât de puternică că nici în momentul de față ea nu și-a pierdut din esență. Discuțiile dintre mine și mama erau de pe la 11 ani. Toate începeau cu: mama, eu o să mor și tu trebuie să fii tare. Da, pentru că ea știa că îi se apropie acest sfârșit și cumva cred că frica ei cea mai mare a fost să nu iau pe căi greșite sau să nu mă păcălească cineva. Și așa a știut ea să-mi explice, însă pentru un copil de 12 ani, care eram eu, să fiu tare, în capul meu a însemnat să nu plâng. Și ani de zile n-am putut să plâng. Să înțeleg că tu n-ai reușit cumva să plângi nici în momentul în care a murit mama ta? Toată lumea îmi spunea că ea, vezi, Doamne, nu-și dă sufletul din cauza faptului că se întâmpla ca eu să intru să o văd, știi? Și asta a fost un moment în care am simțit vinovăție, că mi se părea că ea se chinuie din cauza mea, deci îți dai seama? Pentru că așa îmi spuneau, va, iar a intrat Andreea și iar, știi? Și ei de fapt nu înțelegeau că eu ajunsesem într-un punct în care ziceam tatăl nostru în fiecare zi și deși știam că m-a fi foarte greu fără ea, nu mai puteam să o văd suferind. Și ea a murit noaptea. Și mi-aduc aminte că dormeam în sufragerie și a venit bunicul meu și mi-a zis: hai să mergem să dormim dormitor. Și ăla a fost momentul în care am știut că nu mai e, dar n-am zis nimic. M-am dus, nu m-am mai luat somnul și am așteptat să mă cheme ei. Și când am văzut-o prima dată, simțeam cum îmi înghit efectiv lacrimile, pentru că, îți repet, pentru mine nu voiam să o dezamăgesc și voiam să fiu tare. După moartea mamei a urmat o altă perioadă mult prea încărcată pentru un copil, perioadă în care ea trebuia să-i fie sprijin unui tată mult prea speriat de faptul că urma să crească singur un copil. Cu tata, din păcate, am avut o lungă perioadă de timp, am avut o relație foarte conflictuală, tocmai pentru că, acum gândindu-mă, îmi dau seama cât de greu i-a fost lui să crească o fată care intrase în preadolescență. Tata și cu fetițele au o relație foarte frumoasă și m-am dus la psiholog pentru că am realizat că
tata, de exemplu, mie nu mi-a zis niciodată în un adolescent în copilărie, te iubesc. Nu, mie nu-mi zicea. Se mândrea cu mine, aflam de la o mătușă, de la un unchi, de la un văr, că vai ce mândru-i tata de mine. Mie niciodată nu mi-a zis, nu o să faci nimic cu viața ta. Nu, și e extrem de dureros, pentru că, de fapt, lupta mea continuă a fost să-i demonstrez tatălui meu că sunt mai capabilă decât mă credea el. Adică mi s-a dezvoltat, știi, o ambiție, dar venită dintr-un orgoliu. Și fetelor le spune, te iubesc? Da, și cu Mara se ducea, o lua de la școală, o aducea acasă, îi punea să mănânce. Și la fel îi spunea cât de mult o iubește, cât o apreciază. Cristina, mă întorceam cu spatele și mă bușea plânsul. Și m-am dus la psiholog și i-am zis, eu nu cred că am ajuns să fiu geloasă pe copilul meu. Dar nu era o gelozie sau o răutate. Că de ce îmi spune că te iubesc, de ce îmi spunea și ție? De ce mie nu mi-a spus niciodată? Și am vorbit multe din lucrurile astea cu el, mai puțin. Asta n-am putut să-i spun, pentru că acum îmi spune că mă iubește, acum îmi spune cât sunt de minunată, acum mă sună în fiecare zi, știi, dar sună un adult. După 6 ani de terapie, Andrei a învățat că este în regulă să plângă atunci când simte nevoia să plângă și că tatăl ei o iubește chiar dacă nu a știut să-i spună sau să-i arate iubire când ea a avut cea mai mare nevoie. Însă tocmai când ea a reușit să îl înțeleagă, avea să vină o altă greutate în viața ei, boala tatălui. Tatăl meu acum 2 ani am aflat dintr-o dată că este extrem de bolnav. Și nu-mi venea să cred, adică a fost... Ce problemă? Mi-au zis doctorii că avea metastaze în tot corpul. Adică metastaze în tot corpul înseamnă maxim o lună de viață. A fost groaznic. Și tata și-a dorit atât de mult să trăiască, încât acum e în remisie și chiar înainte să plec cu vreo 2 zile mi-a zis, tată, datorită vouă eu sunt acum în viață și am zis, nu, datorită ție ești acum în viață, pentru că dacă tu nu-ți doreai atât de mult să trăiești și culmea tot cu gândul la fetițe, n-ai fi reușit.